ho, ho, ho! Bună seara, dragii mei, și sărbători fericite! Ca în fiecare an, Moș Crăciun se pregătește să împartă cadouri cui merită. Iar aia care nu merită, fiți convinși că au destui bani să-și cumpere singuri cadourile. Fiecare copil frumos, nume, pronume, ai mare... Știi ce ai făcut anul trecut? Nu știi? Păi da, știi, m-am trezit de am dus niște vibratoare la niște fetițe de 12 ani, dar nu se poate așa ceva. Ai grijă! La 12 ani au trecut ele de mult peste asta. Da, măi, nesimțitule, cum vorbesc, măi, că mă enervezi, mă scoți? Te dau afară, te concediez, să știi! Mare pagu, mă duc la Moș Nicolae, mă angajează și cu cartea de mult. Avem oaspeți! Salutare, moșule! N-ai nici mâri la brad, bugi la o sănătate! Și așa spuneam și eu, asta cine, dracu mă? E mama mă, Să nu mă da, moșule, da. Am venit să-ți mulțumesc personal o scrisoare, că nu mai am încredere în poșta. Da, da, foarte, foarte bine ai făcut graș. Fetița mea, foarte bine. Și vreau să-ți mai spun ceva. Știi ce am pățit anul trecut? Ia spune. Fetița unei prietene mea, 12 ani are. A primit ca de un vibrator. Nu se poate așa ceva, nu se poate. E o încurcătură, ce se face? L-am dat afară pe ăla, da, sigur că da, sigur. Da. Ziceai că e mama lui Zevoranca? Da. Doamnă, ce mai face doamnă fata dumneavoastră? Care fată? N-are nicio fată, nu recunosc! Cum n-are? Doamna Zevoranu, fii sărbătorile, haideți doamnă să fim și noi mai buni, mai iertători. Exact, sunt mai bună, da, sunt mai iertătoare, foarte. Dar nu cu ea! Nu sunt cu ea, nu vreau! Păi ce faci, mama? Până și în polo, în Laponia ai ajuns? Am venit aici, în polo, în Laponia, ca să-i aduc moșului scrisoare, că nu mai am încredere în poștă. Păi ce să-i mai cer, mama? Ce să-i mai ceri? N-ai destule, n-ai cimitirul, n-ai fabrica de zacuscă, ai... Ce să-i mai cer, că ești doldora de bani, Calico? Păi da, așa mă roade la ficați, fiecare zi mă roade la ficați. Mamă, vrei să nu vrei să mă auzi? Eu sunt Oana Zăvoranu, fiica ta, ești mama mea, mamă! Nu te recunosc, te dezmoștenesc! Mă dezmoștenești tu pe mine? Păi mamă, te turăsc pun tribunale, te fac de 2 lei la Dan Diaconescu! Până la urmă, îl pun pe Pepe să dea odată drumul la fabrica, de făcut pun! De ce să-ți la ție averea la taică tu? Ca să stai ca oale că ți dai faliment? Balegă ești tu! Aaaa, moșule, ține-mă, ține-mă, că ai trag o mamă de bătaie, nu se vede! Când eram demonstrandum și bătaia are mama ei! Ce-ți dă spui? Măi, dă gata, măi, că la ce nervat, gata! Sunteți două doamne, ce... Măi, vine Crăciunul, hai să fim mai buni! Tu ce te faci, mă, moșorogu? Băi, vițare ne-ai dracului! Ce-a făcut? Să fii mai bun? Să fii mai bun? Stai, măi, ce mai bun? Dar ce bun, ce bun, ce bun, au, ce s-a făcut, ce s-a făcut, ce auzi, dacă n-am mai bătut noi împreună, chiar așa, în care Crăciun să fim unite, ia stai! Mamă, iubita mea mamă, l-ai cimitirul? Hai, nu ține coarda! Fata! Fata, ascunde-te că vin după tine, fata! Unde ești, fata? Cele două dive naționale desprinse direct din bancurile cu blonde, Simona Senzual și Diana Munteanu, au decis că anul acesta vor merge ca fetele prin pădure să-și caute singure un brad de Crăciun. Fata, nu ești, fata, nu ce ești, fata, unde ești, fata? Fata, nu sunt aici! Fata, ia! Fata! Fata, ce peisaje! Fata, nu mai spune fata peisaje, fata! Dar cum să spun fata? Peisajuri, fata! Fata, peisaje, peisajul tot aia e! Auzi, fata? Ha? Tu mai știi, fata, unde mi-am lăsat mașina? Cum, fata, lângă un brad? Aole, fata, așa e, ce zăpăcită, sunt fata, fata, dar de fapt nu lângă un brad, într-un brad. E, fata, că lângă un e tot aia. Da. Aole, fata, fata, mie mi-e cam frică să știi. De ce ți-e frică, fata? Fata, mă zic, aici sunt lupt de aia să-l batești, fata. E, fata, ești proastă. E, fata, nu mai face fata proastă în pădure, fata. Lăsă, fata, că e mediul tău natural. Hai, fata, bine, proastă, ecologic mai merge. Vezi? Fata, tu nu știi, fata, că lumpii se tem de foc. Păi și ce, fata? Fata, lasă că îi sperii eu cu bricheta. Fata, dar merge, fata, ești genială. Fata! Bună, fata. Auzi?
Ție nu ți-e cam frig? Ba da. Și mie mi-e cam frig. Fata, gata, nu mai pot. Pe bune! Nu mai pot, gata! De jumătate de zi umblă în pădurea asta. Păi și ce propui, fată? Fată, eu propun dacă propune, vrei. Propune, fată, ceva. Și fii atentă. Dacă nu găsim un brad de Crăciun, da, fată, luăm unul normal și îl împodobim noi acasă. Fată, e genial, ești super absconsă. Pe bune, tată! Hai, fată, fată, să luăm bradul. Hai la ăsta. Ia uite. Stai. Fata, nu se mișcă, fată. Fată, cred că trebuie să insistăm. Bradule! Dar fata jos! Bună seara, stimați telespectatori, Dan Diaconu spune legătură directă cu dumneavoastră. Telespectatorii noștri fideli, sunteți foarte mulți. Iată și în seara de Crăciun ați ales să petreceți aici, alături de noi, la postul nostru de televiziune. În această seară, avocatul Lazarus nu este, însă va fi în partea a doua, când vom discuta din nou despre cazul Elodia după 12 noapte cu prostituata care a făcut sex cu masorul, care știe că Elodia are o varice aici, în spatele umărului. În această seară avem două invitații absolut spectaculoși. În stânga mea, omul care ne aduce cadouri an de an și pe vremea când era moșgerilă, nu ne aducea și, mă rog, nu ne spunea nici măcar bună seara sau bună dimineața. Bună seara, domnul Moș Crăciun. Da, ho-ho-ho și din partea noastră, nu-i așa? Iar în dreapta mea se află omul, iată de ce este acest caz atât de senzațional, se află omul care a avut tupeul să-l aresteze pe Moș Crăciun. Okay. Este vorba de domnul agent Stoica. Bună seara! Agentul șef Stoica, că v-a avansat. Da, dați-mi voie să vă felicit, domnul agent șef. Mulțumesc, mă rog să ne spuneți... Să vă povestesc cum s-au petrecut lucrurile. Da, de pânați. Mă aflam în post. Postul Crăciunului, ca toată lumea. Nu nenică la mine în post. A, în postul, da. Când la un moment dat văd pe-n fața mea cum numitul Crăciun Moș... Moș Crăciun, da, da. Pentru mine tot Crăciun Moșești. Trecea în mare viteză, într-o sanie trasă de niște cerbe, așa, cu coarne mai mici și rotunze, așa. Veni, domnul, reni. Reni, tot cerbe erau. Asta n-ar fi nimic. Dar a trecut în viteză pe calea Victoriei, pe fața guvernului, domnule. Da, iată, absolut spectaculos, da? Asta n-ar fi nimic. Dar a trecut pe culoarea galbenă a semaforului, nenică! Deci hai ca să respectăm realitatea, galben intermitent era. Nu mă putea să vă ața, tot galben era. N-a trecut bine, că m-a luat după el. Da, ia să vedem. Și-l văd pe lunetă cum ridică mâna nu goală cu un telefon la ureche. Da, iată, asta este absolut interzis, nu-i așa, domnul agent Șestegar, da? Am să vă întreb chiar acum, ce scuză aveți? Cu cine vorbeați la telefon, așa? Da, deci, domnul Diaconescu, vorbeam și eu cu Moș Nicolae, care vrea să-i facem o surpriză lui Sfântul Vasile, că e de 1 ianuarie, știi ce ziua lui, da. Să-i spune la mulți ani, Vasilică, da, la mulți ani, dacă... Nea Vasile, la mulți ani! Dar legea-i lege, nenică! N-a terminat să facă astea, ca mai parcă și într-o zonă interzisă. Se poate. Eu? Am parcat în zona interzisă? Dar am lăsat sania pe avarie? Avarie, neavarie, grav, nenică. Ce să mai... Era și în rampă. Aia e problema. Dar asta n-ar fi nimic. Motivul principal al arestării sale în fața cetățenilor, nenică, a făcut-o una nefăcută. Da, haideți să vedem. A intrat până fracție într-o casă a unui cetățean cinstit fără să-i ceară acordul. Și pe unde credeți că a intrat? Pe-n horn, nenică! Pe-n horn! Măi, copii, dar eu asta fac de sute de ani, asta fac... Asta mi-e și... Aha! De sute de ani face! Vezi ce trecut infracțional are! Domnul agent, haideți să ne liniștim puțin. Ce vreau să vă spun în această seară de Crăciun, această seară sfântă, că nu puteți să-l arestați pe Moș Crăciun. Crăciun e Crăciun, legea e lege, nenică. De ce nu poți să-l arestezi? Pentru că Moș Crăciun nu există ca persoană fizică, el este un mit, este o legendă și dacă vă duceți cu el la secție, o să credă că sunteți nebun și asta nu este bine acum că v-a făcut agent șef, nu-i așa? Mit zici că e, nu e Moș Crăciun. Bă, mitule, ia de mâinile alea cu păcenii. Haideți, dați-i mâini. Iată în direct acum, stimați telespectatori. Iată cum este. Ești liber, tata. Eliberată, iată, felicitări. Să ne aduci. Hai, poate mă ați gândesc de drumă. Iată ce gest frumos aici în care de tot. Președinte. La Balamuc, ăsta, scuze, la sediul PRM, nu se putea rata o sărbătoare precum Crăciunul. 1, 2, 3 și... Să mie cu zorgălăi. Frumoșe, nu ține, hei, dar mai frumoase de mine, că le dau la copilă, să ne dacă niște smene. Dragii mei colegi, mă bucur că aveți așa o veselie în voi, da, în această sfântă zi, ziua de Crăciun. Mă bucur de asemenea că ați venit să împodobim brăduțul ăsta amărât pe care l-am găsit. Și eu în piață și mă simt ca la un, cum se cheamă, team building, parcă, nu? Domnul Vadim,
putem să amânăm building-ul ăsta pentru mai târziu, că mă așteaptă Pepe acasă cu masa pusă. Mi se răcește piftia, domnul Vadim. Domnul președinte, am și o rugăminte, vă rog mult. Eu am încântare la un restaurant, domnule, o tăiere de moție, o groază de bani trebuie să ajungă acolo, măi. Poftim, și eu am o treabă. Da. Tu ce treabă mai ai? Treabă mică, mică. Dragii mei colegi de partid. Da. Mă bucură preocupările voastre. Mulțumim, domn președinte. O să vă răspund cu un singur cuvânt. Da. La ce m-ați întrebat. Da. Tâmpiților. Suntem niște tâmpiți, să vă fie rușine obrazului. Vreau și eu ce am cerut în această sfântă zi să fim împreună, să ia mâna după mine, nesimțit-o. Vreau să fim împreună, să îmbodobim acest brăduț, să stăm la gura sobei aici. Bine, n-avem sobă, da. Dar avem gură. Și voi vreți să mă părăsiți. Puneți mâna mai repede și împodobiți Bradu. Eu pun pe teala, date doar în mea. Stai, ce faci? Papi. În afară de asta, ce faci cu beteala? Pun beteala. Tu nu vezi ce culori sunt? Culorile steagului unguresc? Aoleu. Cu asta vrei tu să împodobești pomul? De unde ai cumpărat beteala asta? De la buticul Marco Bello? Nu ți-e rău? Oana, ce scupă păpușile astea în mâna ta? Faci vudu, ce faci? Da, aceste păpuși sunt dușmanii noștri ai partidului. De exemplu? Ăsta este Băsescu. Bun, nu prea arată, dar mă rog. Da. Ăsta este Tăricianu. Așa. Un aici. Bun. Să-mi podobească Bradu frumos. Ăsta cine? Ăsta? Cretinul ăsta. Ăsta este Marco Bella. Aruncă-l dracului jos, că m-am săturat să aud numele ăsta și în ziua de Crăciun. Și asta e mama. Să. Și treaba are măta în combinația asta? Păi cum ce treaba are, domnul Vadim? E dușmanca mea, e? E dușmanca partidului, clar. Da. Îmi place de tine că ești vigilentă, dar și inteligentă. Dolănescule! Ce faci, mă, nenorocicule? Uitați-vă la el cum mă pune la stâlpul în familie. Bagi în tine bomboane de-n pom. De când erai mic, făceai chestia asta. Toată viața ți-a plăcut să mănânci bomboanele altora. Nu ți-e un pic rușine obrazului? Ba mie. Puneți mâna și împodobiți mai repede că vine Moș Crăciun și ne prinde cu bradul nefăcut. Și îmi vine minte și niște versuri aici. Aoleu. Obrad frumos, o tan în bau, Traian Băsescu e un găozar. Bine, nu știu dacă sunt cele mai bune rime pe care le-am găsit. Poate nu-i vorba de o poezie, poate e vorba de o proză. Și n-ar fi rău să mă alătur și eu marilor prozatori contemporani, dar și de mai înainte. Mi-aduc aminte că în jurul anului 1832, 1836... Vrei, bine, dă borcea vrei! Și borcea softică, că o are mică. Mi-a mai zis-o gacică, că a auzit că... Băi, bre, echipa o are mică, bre. Păi, echipa vorbea și eu, dar zic că vorbeam. Moș Crăciun și aghiotantul său fac ultimele pregătiri înainte de venirea serii magice. Fii atent, ce spuneam, niciodată nu mă mai duc în România câte zile, nu mai suport traficul ăsta infernal, dar nu mai pot. Uite-l, naiba! Moșule, te-am găsit, n-o să-ți vină să crezi cum am ajuns noi la tine. Te-am găsit în Spartacus la naiba. Păi nu vine să crezi. Ba da, există aici o hartă foarte detaliată până la tine, moșule, intru la idei. Bună seara, moșule. Bună seara, copii mei, dar parcă te știu pe tine de undeva. La naiba, Daniel, ți-am spus că sunt celebru în toată lumea. Mircea Solcanu, moșule, de la acasă de vedea. Da. Și a venit aici în Lapunia într-o gașcă mai mare, suntem cu trei stariu, s-ar putea să-l și de la Eurovision, la cu... Așa, cu botezatul, mă rog. Ei s-au pierdut la shopping, moșule, ăștia când într-un magazin s-a terminat distracția. Dar dânsul cine? Dânsul, auzi cum ți-a spus? Dânsul este iubitul meu, Daniel. Sunteți homosexuali? Cum? Măi, voi sunteți homosexuali? La naiba, moșule, cum să fim gay? Suntem doar gay-friendly. La naiba suntem gay, le scrie pe noi gay. Haide, nu mai sta ca Tolomacu, fă-mi o poză cu moșul. Cât mai departe, știu ce purta. Așa, măi, te rog, haide.
Da, mulțumesc foarte mult, moșule. Cu mare plăcere mi-a făcut. Dar voi de ce ați venit aici la mine? La naiba, cum era să vizităm Polonia? Asta, Laponia, la Polonia, fără să trecem pe la Moș Crăciun, cel mai celebru sugar daddy din istorie, la naiba. Și, ce vezi, moșule, da, în afară de asta, noi doi... Așa. Am mai avea o mică rugăminte la naiba. Așa, o mică rugăminte. Bănuiam eu, eram sigur, rugăminte, da. Moșule, spune. Cum să-ți spun noi... Așa. Știm ce cadou vrem anul ăsta de Crăciun? Măi, ține minte? Iubitule. Da, noi, în numele comunității gay din România... Așa. Și în numele lui Cătălin Botezatu, am dorit legea căsătoriilor între gay. Măi, copii, dar eu nu mă implic politic, măi, și în plus, eu aduc alt fel de daruri. La naiba, nu știam că Moș Crăciun este homofob! N-ați vrea voi mai bine un calculator, un FIFA 08? Da, sigur că da. Bine, moșule, dar cu o singură condiție la naiba. Spune, da. Să nu lucreze în Norton. Dar în ce? În DOS. La naiba am umor. Da, pe normal. Ți-am spus că am umor. Dacă n-aveam umor, nu m-a angajat sârbul. Da, normal, că și sârbul are un umor ceva. Moșule, moșule. Spune. Ar trebui să ai mai multă considerație pentru comunitatea gay din România, la naiba. Cine a format poporul român? Cine a format poporul român? Decebal, moșule, care era un fel de Mircea Solcaru de la casă. Și cu cine a format poporul român? Cu cine a format poporul român? Cu Traian, moșule, Decebal și cu Traian, trăienelul meu. Mai v-am rugat... Moșule, dă-te în fapt, moșule, că și tu ești gay la naiba. Mai, acum, dacă... Ce vrei să spui, măi, cu asta? Hai, moșule, fii serios, ce heterosexual normal la cap ar purta catifea roșie la naiba? Hai. Mai nu vă mai pupați sub acoperișul meu, dar se poate! La naiba! Moșule, asta se numește discriminare, o să te dau în judecată! Nu mă interesează! Te rog, eu fă-mi un favor, lasă-i bre, că e ajunul Crăciunului, bre. Le-ai dat maxim, ei zăpăce dreacu de tot. Vrei să-ți fac favor? Ieri ți-am dat 10.000 de euro să-ți iei de Crăciun ce ai de luat, m-ai înțeles? Păi ți-am făcut favor, gata, ajunge. Să se antreneze de Crăciun, de Revelion, de Sfântul Vasile, de Sfântul Ion. Să se antreneze. Vreau să am o discuție cu mata, bre. Fii atent, Zranța, mă cheamă el pe mine acum. Mă cheamă el pe mine acum. Stai, bănele, că mă antrenez. Dar ce te antrenezi, bre? Ce mă antrenez? Să tai prima. Să tai prima de Crăciun. Lasă-o, dracule, că ai tăiat-o deja. Am tăiat-o deja. Am tăiat prima de Crăciun. Tai și prima de Revelion. Așa vreau veni la mata cu gânduri frumoase, bre, în capul meu negru. Și mata acum mai cu prime, cu tări, cu de-astea. Mă gândeam așa că am jucat mai prost în ultimul timp și am gândit să ne facem o surpriză, bre. De așa. Băi! Seamănă cu Andreea Marin. Veniți o dată când vă spun. Fii atent, bre, surpriză de surpriză. Am organizat pe ăștia. Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește, că astăzi curatea frere. Iată ce zânguri, tu ai vrea venit aici să cântăm colima ta, stai cu fața asta, vrei. Ce-i asta, bănele? Colină! Colind. Asta-i colind? Da! Cu steaua sus răsare, ca o taină mare. Pe ce e versurile? Pe ce versuri sunt astea? Pe ce e? Improvizează! M-ai înțeles? De exemplu. Steaua sus răsare și Dinamo moare. Bravo, Cristocia, vezi că se poate, m-ai înțeles? Bravo! De exemplu, steaua strălucește și Dinamo crește. Bravo! Te-ai zis? Cum să crească Dinamo, Zdreanțo? Gata, taci că ești prost. Bănele, bagă! Participă la procesul de creație. Ai, de brei, e frig, e ceață, n-am inspirații. Dacă îți dezbărădesc cu doi pumni în capul ăla negru, o să fie o ceață mai mare. Bagă! Că astăzi copos, care roadu nu-s. Bre, fiere, dă borcea, bre. Și borcea softică, că o are mică. Mi-a mai zis o gatică, că auzi că... Doamne, bre, echipa o are mică, păi, bre. Păi, da, echipa vorbeam și eu, dar ce crezi că vorbeam? Ești bun, bă, de... Haide, bre, lasă-mă. Nu, ești bun. Ești bun, am zis. Sunt foarte bun. Eminescu, Școdărie X, Mărădescu, Eminescu, Bolintineanu, Arghezi. Ce zic eu, în afară de Bănel. Bănel o să fie un fel de... Dă negruții așa, care și culoarea pielii, mai înțeles? Bă, luați 10.000 de dolari. Ai, era să uiți să mi dau, mai înțeles? Luați 10.000 de dolari și diferența până la prima de Crăciun și prima de Revelion. Plecați cu colindul ăsta, cu Borcea și cu Copos, la Borcea și la Copos. Du-te, bre, tăci, ăștia, că eu mănânc bătaie pe acolo, până Ștefan cel Mare, nici pentru 20.000 de euro! 20.000 de euro. Am spus eu 20.000 de euro? A auzit cineva 20.000 de euro?
Am spus eu 20.000 de euro? Am spus 10.000 de euro. Și tu spui 20 ca să ajungi la 15, că hai, tu ești la negocieri. Nu sunt. O să te duci, cum îți spun la Colin. Hai, dați-i drumul. Hai să împărătesc, să mergem. Hai, timp, mă, împărțim banii și nu ne duceți cu asta, bă. Să nu cumva să nu vă duceți și să împărțiți banii. Mai înțeles? Hai, timp, grare, cum să ne verifice, mă. Vezi că îi dau telefonul Copo și lui Borcea să vă verific. Hai, timp, mă, să mergem. Haide, mă, să plecați. Oameni buni, în acest moment spunem stop vot. Asta înseamnă că dumneavoastră veți putea vota și pe pauza publicitară. Mă rog, mă. În această seară, la Monde în combat, se vor lupta două dive aflate într-un imens scandal. Vom avea pumni în moacă, vom avea picioare în gură, în colțul din dreapta, cântărește mai mult decât trebuie, este lăuză. Cântă la categoria Trandafir de la Moldova, Andreea, nu-i așa, Marin Bănică Junior. Vino cu așa de aici. Mulțumesc. În colțul în sânga, cântărește exact cât trebuie. Ai grijă cum mă prezinți, că scrap capul. În colțul din sânga, este foarte grasă. Bine, mă fim, baby. Mihaela, Schwarze Negre sau Schwarzenegger Rădulescu. Apropiați-vă! Una de alta, nu de mine! Ce aveți de declarat? De declarat? Am strâns atâția bani pentru fetița bolnavă și ai băgat numai strâmb de moldoveanco. Și te mai lauzi că ești ambasadorul în chef. Băi, mă lau, nu-i așa? Că ce am cu ce? Dar ce ceara magie în viață, bre? Vrei să ne ceamagim foarte bine? Foarte bine, Heidi! Ești inconștient, am făcut sport extrem, pe tine curg pieile. Pe tine o să curgă 3 minute sângi, mult sângi! Mă doare la băscuță, sunt donator universal. Da, donator universal. Bun, mai un! Să trecem peste socializări. În acest moment, spunem... Duel, pardon! Măcel! De când aștept clipa asta? Foarte bine, dau drumul dacă dai și tu! Oameni buni, în acest moment spune stop vot. Foarte bine, continuăm lupta! Ștefane, ajută-mă! Scrap capul! Ștefane, ajută-mă! Scrap capul! Atunci ajută-mă tu! Foarte bine! Hai, te provoc la Pony Pony! Oh, pony, 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 ai camera musta ta, musta ta, pa, pa, come ga, 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 uci, pe, 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 come, pe, 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 uci, oh, come go! Tango! Te fac eu pe tine, fac eu pe tine, pasca vestu! Oameni buni, următoarea probă! Salsa! Lasă! Lasă că am făcut și de-astea la surprize, surprize! Crezi că eu n-am făcut când am avut jucătate special? Și acum, Bilabonga! Nu, mă rog, băteți-vă! Bila! Bonga! Bila! Bonga, gata, gata, recunosc! Mă declar învinsă! Serios? Dă mână! Vezi ce frumos! Nu! Lasă că e lăuză! Bine, Matra Coco! De data asta... Te împing! Ștefane, aruncă poșeta! Nu-i a mea că ieftină! Ia! Draga mea, am descoperit pe piață... Este ceva foarte interesant, un spray foarte bun pentru ten. Știi ce am descoperit eu? Un aparat, un fel de agenția Reuters care te ține la curent cu ultimele știri, știi? Oameni buni, în acest moment spunem stop vot. Asta înseamnă că dumneavoastră acum începeți să votați. Bună seara, București! Bună seara, România! Și Crăciun fericit! Crăciun fericit la naiba!
Iată știrile cretinoide. Haide, patru, mai fi așa de serioasă, că e seara de Crăciun la naiba. Hello! Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin nămeți la naiba. Ce fanii sunt! Normal că sunt fanii, dacă nu eram fanii, nu m-am angajat sârbu. Hai, citește știrile la naiba. Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, primarul Adrian Videanu a decis împodobirea tuturor șantierilor din București și reluarea lucrărilor după Sfintele Sărbători de Paște. Mihai Trăistariu a anunțat că se însoară la naiba. Cântărețul a declarat că este foarte fericit că își poate oficializa relația după doar un an. Mihai, să știi că mă bucur foarte mult pentru tine, la naiba, deși ai fost prietenul meu. Cercetătorii au ajuns la concluzia că Moș Crăciun este de fapt femeie. Ei se bazează pe o sumă întreagă de dovezi comportamentale. Bărbații nu pot împacheta cadouri. Bărbații nu răspund la scrisori. Și în ultimul rând, Crăciunul ar fi o prea mare responsabilitate pentru bărbați. Bate Cuba, fată. Sau nu. Și la final știu disco. Un exhibiționist a bătut pe teren în timpul partidei Chelsea Fulham din etapa a 12-a Premier League. Exhibiționistul a fost prins până la urmă și arestat. Daniel, te-am trimis acolo să-mi cumperi mie haine, nu se le dai pe letale jos, vino acasă, e Crăciun. Patronul Stelei, Gigi Becali, urează tuturor fanilor steliși prezenți pe stadionul Ghencea Crăciun fericit. Cei 15 spectatori au rămas surprinși de gestul frumos. Acestea au fost știrile cretinoide, Andreesca și Mircea Solcanu. Vă urează la revedere. Și Crăciun fericit. Și nu uitați, spuneți nu drogurilor. La naiba. Unde faci Crăciunul? Acasă, tu. La saune. În casa prigoniților nu e nici scandal, nici gălăgie. Dar asta nu înseamnă că circul s-a mutat definitiv din oraș. Eu nu mai stau, mi-e să mă râs să mă culc, să știi. Rămâi aici! Mi-ai promis că în seara asta stăm împreună să-l pândim pe Moș Crăciun. Vreau să-l demasc. De 3 ani de zile numai cador cretinii mi-aduce. Auzi? Vreau să spun, să știi. Ce-a-s? Întoarce-te! Glugă jos! Mămică! Mamă soacră! Prigoana! Ce faci aici, bre? Ce să fac, prigoana? Ce să fac? Muncesc? Că e pensia mică și nu mă descurc! Ce muncești, bre? Ce muncești, că m-ai nebunit? Să nu vezi, sunt ajutor de Moș Crăciun! Săracă, mămică, ai văzut, prigo, ce face? Muncește în ajunul Crăciunului asta pentru că tu nu vrei să dai nicio bucată de pâine! Eu nu vreau să-i dau bucată de pâine! Avem cămara plină de pâine uscată, să-și ia de acolo, poftim! Nesimțit ai fost, nesimțit ai rămas! Da, nesimțit! Gora! De când ești ajutorul lui Moș Crăciun, mamă soacră? De 3 ani! Înseamnă că acum 3 ani de zile, mamă soacră, mata mi-a adus rindeaua aia? E foarte bună pentru bătători de la piciorul de lemn. Foarte tare! Haci! Acum 2 ani de zile, epilatorul de mustață? Ți-am zis că asta mai bine fără. Și acum un an de zile, spray cu miros de șobolan mort? Toți! Omor! Lasă, nu omor, că te omor eu! Mă omor tu? Atunci am pușc în cap! Auzi, prigoană? Ce poftești? Auzi, dar nu ești curios să vezi? Ce ți-am adus eu anul ăsta? E, uite că nu sunt curios, mamă soacră, că bănuiesc vreo bombă atomică! Na! Greșit! Casetofon! Am arzit! Mamă, super tare ideea, spune tu! Ești genială, Adriana, ești fata mea doar! Acum putem să petrecem și noi un Crăciun fericit! Crăciun fericit, mama! Crăciun fericit, Adriana! Măi, băiatul, ia de-n palmă! Poate-ți spun niște vești minunate sau nu? Mă, tu ești ghinionist, măi, băiatule. Păi uite ce scrie aici, în palma ta, de zice clar. O să te îmbolnăvești și boala ta o să poarte numele zodiei tale. Capricorn? Nu, cancer. Hai, tare. Bună seara, stimați telespectatori. Sunt Urania și în această seară vreau să vă vorbesc despre relația avocatei Lodia cu domnul Cioacă. Despre cine spune... Stai! Urania! O gică, pentru a mia oară, spun, nu-ți dau numele de la 6 din 49. Ascultă-mă ce spun! L-am capturat pe Moș Crăciun! Și am să-l împușc în cap dacă nu-mi dai numerele de duminică! Milioane de copii vor suferi de numerele! O gică, dai drumul moșului! Dă-mi numerele! Bine. Stai să mă însătuiesc cu Saturn. Stai, moșule! Saturn spune că ai uitat să încarci pistolul, logică. Îmi dau foc în direct! Iar m-am menit cu cei de tei, logică.
N-ai de ce să agăți foară. Îmi tai venele! Jupiter spune că nu suport să vezi sânge. Crăciun fericit! Crăciun fericit, Jupiter! Hai, bine! Continuăm horoscopul. Cum vă spuneam despre relația dintre avocata Elodia și domnul Cioran. Osteniți de câte tricoloruri au pus în brad și pe pereți, peremiștii trag un pui de somn. 7 când regele Spaniei practic a cucerit partea de nord Castilia. Domnul Vadim! Domnul Vadim, treziți-vă! Ce dracului strigi în halul ăsta, bă? Ce au venit ungurii? Domnul Vadim, a venit Moș Crăciun. Cine? Moș Crăciun, a adus cadouri. Cine face pipi? Cine ia, face pipi? Nu face nimeni pipi, tâmpito. Numai la pipi ți-e gândul. Păi ce Moș Crăciun e ăsta, domnul Vadim? Ce, ce Moș Crăciun e? Păi ce să mai fac eu cu o pereche de silicoane? Unde să mi le mai pun? Păi și le pune pe creier, domn președinte. Stați, stați, mă, calmați-vă, măi! Uite ce cadou minunat, o liță ambulantă, că și așa vine să fac pipi. Pă, dracule, dată, draga mea, Oana, dacă nu-ți place acest cadou siliconat, poți să faci schimb cu mițura. Nu fac schimb! Domn președinte! Ce? Are dreptate, domnișoara Oana, acest Moș Crăciun este un ordinar. De ce? Ce ți-a adus Crăciunul? Mi-a trimis un poster cu doi oameni care mă copiază tot timpul. Cine e tipa asta? Asta este Britney Spears. Oh, asta da. Ți-a furat o melodie, mi se da, mă, dacă curând, nu două. De curând, domn președinte, ghimimor, ghimimor, a mea se numea Mărioară, Mărioară. Și asta, practic, a luat-o copie da, unul la unul. Da, mi-a copiat-o unul la unul și a și îngrășat să semene cu mine. Asta. Și celălalt? Nenorocitul ăsta, domn singur. Președinte, acest pe timpul lui Ceaușescu, dar care... i-am făcut un disc la Electrecord și el mi l-a furat, domn președinte, și l-a numit Thriller și a vândut multe exemplare, domn președinte. Ăsta e un fel de MOGA al Americii, practic fură tot. Dă-mi să mă uit și eu să văd ce mi-a adus acest infractor, că nici Moș nu pot să-i spun. Da, eram sigur că va face o glumă proastă, mi-a adus... o cămașă de forță. E frumoasă, domn președinte. E frumoasă, dar nu-i măsura mea. Din păcate, sau din fericire, da, ce să spun, aveți dreptate. Acest Moș Crăciun, trebuie să-i fac ceva aceste Moș Crăciun. Mă jur pe Moș Gerilă, mă jur pe Moș Nicolae, mă jur pe Sfântul Vasile, dar și pe Sfântul Ion. Cum dau, practic, ochii cu el, o să-l sacrific pe acest infractor de Moș Crăciun. Mi-aduc aminte, studiam la Sorbona și am scris o carte. Crăciun fericit! Păi iar, curvă, soraie, bă, nu primești niciun cadou, gata! Păi cadou meu, bă! Nu primești niciun cadou, l-ai costumit! Să cadou meu de la Moș Crăciun, eu mă chinui să-i scot păsărica din cap și tu faci ceva ce bagea! Cât mai ai până trebuie să plecăm să ducem cadourile? 2 ore, 34 minute și 11 secunde. Foarte... Măi, câtă precizie, bravo! Am făcut liceu, German. Hai, zgreanță, mișcă, dar mai ai lucrat, mai arba atâta! Păi, dar nu faci de râs, unde mergem! Bună seara, moșule! Te fac de râs! Te fac de râs că meriți, zgreanță! Bună seara, moșule! Bună seara, domnul Behai! Zii și tu, zgreanță, bună seara, nu fi neam prost! Bună seara, nu fi neam prost! Bună... Dar de ce ești supărat, măi, tine? E supărat. E un papagal, v-ai înțeles? E un papagal. Bă, lasă-mă, vreți să răspund, că pe mine m-a întrebat omul ăsta! Nu răspunzi nimic, stai aici, că nu răspunzi nimic, v-ai înțeles? Uite care va rebra. Ia. Joacă prost, ce zic eu prost, dă-n ce în ce mai prost, Bănel joacă la scaun, prost, știu, prost. Știu, prost. Știu, și atunci ce m-a gândit eu? Bine, acum nu joacă cel mai prost, dar Dică era răcit. E gripat, băi, nu-i răcit, e la Bologna. M-am vezi și medicina acum, tu, bă, păi dacă e gripat... Hai să, nu, mai, hai să ne calmăm! E, nu uitați că moșul știe tot ce faceți voi, are scris acolo. E pe dracu moșul. Păi dacă știi, vrei că e Moș Crăciun, păi da-i Moș Crăciun. Bă, dar dacă le știi toată pe toate astea, moșile care ești tu moș. Ia spune tu mie ce făceam eu noaptea de 12 spre 13 martie anul curent. 12 spre 13 martie anul curent, imediat găsim. Uite, na. Ce să zic, domnul să 12 spre 13 martie anul curent, domnul Gigi Becali mânca telemea de oaie? Cu domnul Argăseală și cu domnul Giovanni.
E adevărat? Hai că ți-ai zăb asta, vre! Hai că și de ce râzi acum, Zrență? Păi ți-a căzut fața! Râzi tu acum! Bă, dar dacă tu râzi tu atâta, dacă tu râzi tu atâta, ia să vedem noi ce făceam Bănel în noaptea de vineri spre sâmbătă, săptămâna trecută. Ia să vedem, dacă râzi tu atâta și faci tu aici pe personajul, ia. Ia să vedem. Vineri spre sâmbătă, dormea seara. Ai văzut, bre, că dormeam, atunci că sunt cu bamburi și cu pluguri. Știi tu, știe Moș Crăciun că dormeai. Păi aveam meci a doua, stăteam ca prostul să dorm. Bun, gata, 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 bun. Bă, bă, ceva. Da. Să joace asta bine fotbal. Așa, cadou de Crăciun mai. Cadou. Cadou de Crăciun. Dacă e cadou de aici e o mică problemă. Păi, da, uite. Ce problemă? La Bănelsk, uite, cadou de Crăciun aveam deja pregătit altceva. Ce, ce, e, ce? Era învelit, acum nu știu dacă îl mai putem despre. Ce, 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 ce cadou? Da. Uite, Carmenuța, trecem cu asta. Uite, bre! Crăciun fericit! Păi iar curvă, soraie, bă, nu primești niciun cadou, gata! Păi cadoul meu, bre! Nu primești niciun cadou, l-ai fost cuvinte! Asta e cadoul meu de la moșul meu acasă! Ai văzut, Zdrențo, ce-ai făcut? Zdrențo, care-i Zdrență, moșule, care-i tu Crăciun? Eu mă chinui să-i scot păsărica din cap și tu faci ceva și-o bagea! Păi ăsta-i spirit de Crăciun! Ăsta e moment culminat de calendar creștin ortodox, Zbărădescule! Zbărădescule, vino cu ace! Rupe-i capul lui bărbosul ăsta. Prima ta, știi ce vorbești? Cum să dau prea moșchel? Te îmbraci, bata, să-mi dai capul. Sanchi, te-a apucat mila acum. Nu te plec, poți să mă dai afară, nu dau prea moșchel. Mi-a stricat sărbătorile, plecați, frate. Gata, plecați, mi-a stricat sărbătorile. Este un pic. Ce erați? E Crăciunul, nu? Absolut. Păi dacă e Crăciun, e greu cu Becali, băi! Ce primește Becali de Crăciun? Cadou de Crăciun? Așa, acum asta. Așa, special pentru domnul Becali, avem pregătit aici, știi ce? Mintea cea de pe urmă. E creier? Da. Dar cu acei cabotele mea acasă, la fix merge pe grătar. Bună de spune, știi de ce unii. Bună seara, stimați telespectatori! Sunt Sorin Ovidiu Bălan și frățiorul lui Ovidiu Sorin Bălan. În această seară specială vom pregăti o rețetă specială, dar și inedită. Șnițel de porc, pane, bătut bine ca la poliție. Dar mai întâi să prezentăm ingredientele. Se ia o pulpă de porc. Se ia făină. Câteva ouă, pesmet. Și să nu uităm, în cele din urmă, uleiul de măsline. Iartă-mă că te întrerup, frățioare. Să nu uităm de asemenea că în preajma sărbătorilor pe care dumneavoastră, cetățenii care plătesc taxe și impozite, vreți să le petreceți cu familia, din ce în ce mai mulți nenorociți, tâlhari, scursuri ale societății, ies la tâlhărit și la șmenuit. De aceea, cumpărăturile dumneavoastră trebuie să fie însoțite de manifestări violente menite să-i descurajeze pe infractori și pe scursuri. Ha, 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 ha! Așa, frățioare. Dar să revenim acum la rețeta noastră specială. Înainte de toate, această pulpă de porc trebuie tăiată felii subțiri. Așa, frățioare. Ce a mai rămas din ea se bate bine ca la poliție ca să se frăgezească. Hai, frățioare. Mai dă-i una, frățioare. În această clipă luăm pulpa de porc și o trecem prin nou. Stai puțin, ce încerci să faci, frățioare? Cum să treci dita mai pulpă de porc prin acel ou mărunt? Te rog să nu fii negativist, frățioare! Haide să încercăm! Da, e clar că nu intră. Bineînțeles că nu merge. Să spargem acolo ouă peste pulpa de porc. Dă-i tu primul! E foarte bine. Acum se adaugă, bineînțeles, pesmetul și făina albă în cantități îmbelșugate. Să nu uităm în cele din urmă, așa cum am spus și la începutul emisiunii noastre, de uleiul de măsline. Nu se desface. E încercătul, frățioare! Cine a fabricat uleiul ăsta de măsline? Da, este o firmă pe care nu pot să o spun pe post. Este o scursură a societății care, iată, vă ia bani și nu vă puteți folosi de acest ulei de măsline. Lasă-l în plată, domnului, frățioare! Se poate și fără ulei de măsline. Sunt Sorin Ovidiu Bălan. Sunt Ovidiu Sorin Bălan. Țineți aproape! Hai să mergem, frățioare, să le dăm cu ceva în cap. Vom face o anchetă pe această temă.
1, 2, 3 și... Sanie cu zorgă noi frumoase. O surpriză de surpriză, prigoană. Dar ce e acolo, mămică? Era la Leco! Ia! Cazetofon! Normal că sunt ghii, scrie pe noi ghii, nu vezi? A, friendly, ghii friendly, dă-i acum, ce zici acum? Da. Să-mi bă, am pupat pe ăsta, am uitat tot să mor la ce să-ți faci, ai până se frăzejește. Până se ce frățioare. Hai, am umor, vino cu normal că am umor, dacă n-aveam umor, nu mă satisfac, Cine nu te satisfăcea? Sârbu, dar nu asta trebuia să spun. Sigur.